Salut, sunt Marian și astăzi am pregătit niște sărățele cu brânză. Foarte bune. Haideți să vedeți cum le-am făcut. Astăzi m-am luat o poftă de sărățele din mănumă. Și am luat nici o luat de foietaj. Mi-a polenesc ca un abat. Niște brânză, un ou. Și hai să vă arăt cum se face sărățele. Foarte simplu, foarte ușor. Nu durează nimic. Prima oară începe prin a sparge ou. Într-un bol și a-l bate. Aici am spart ou, îl bat de mine. Așa. Aici avem niște brânză, telemea veche de oaie, nebunie. Aici avem aluatul de foietaj. Prima oară le tai forme, așa cum vreau să arăt. E o jumătate de aluat de foietaj și îl tai așa. Cam așa vreau să arate. Voi cum sunteți, bine, sănătoși? Dați-mi urmărire, nu uitați să mă urmăriți. Cei ce mă urmăriți, deja vă mulțumesc frumos. Un like, o distribuire, mă ajută foarte mult. Nu e o chinezărie de rețete, e ceva foarte simplu și ușor de făcut. Pot să facă oricine. Dar pofta e mare. Între timp am dat drumul la cuptor să-l preîncălzim. Ca să se facă bine. Acum luăm ou, pensula și dăm bine pe tot așa și lungem. Ca și când vopsim gardul. Ce frumos se face. Țâță de mâță. Sunt deoparte. Și acum partea ușoară. Luăm brânzica, dăm pe asta subțire și ratem. Pic așa de brânză pe el, nu multă de. Gata. Bucățile, ciocăzile, punem și peste neîntinde pe aici. Acum aducem tava și le punem pe tavă și le punem la cuptor. Acum am pus pe ultima, nu le-am îngrămădit foarte tare ca să aibă loc să se coacă și le-am tăiat și pe jumătate ca să-l păcume de țica în lungă. Și o aruncăm la cuptor pentru 15 minute. La 180 de grade. Sărățelele sunt gata. Uitați-vă ce bine arată. Sărățelele cu brânză sunt gata. Ia uitați ce bine arată. Hai să vedem cum e una. Delicioase. Astea merg bine cu zeamăle la noi. Hai noroc. E o rețetă foarte rapidă, de făcut ușoară, simplu tot. Vă mulțumesc că v-ați uitat până acum. Urmăriți-mă în continuare pentru mai multe rețete. Hai, noroc și o zi bună! V-am pupat!